Murăturile sunt un aliment minune pentru sănătate. Puțin știu că gogonelele, castraveciorii murați, conopida, gogoșarii și varza, pe lângă faptul că dau un gust senzațional oricărui preparat, prezintă numeroase efecte benefice asupra organismului nostru. Prin fermentare, legumele și fructele dau naștere unor bacterii sănătoase care contribuie la întărirea imunității și la reglarea microflorei. Mai mult decât atât, murăturile ameliorează alergiile și previn apariția cancerului, întrucât reduc inflamațiile din organism. Este important însă ca murăturile să nu conțină foarte multe ingrediente sau adaosuri, ci doar apă și sare. Oțetul și zahărul sunt contraindicate. Murăturile ajută la digestia meselor bogate în carne și grăsimi, înmulțind bacteriile probiotice din sistemul digestiv. În plus, fiindcă sunt slabe în calorii și bogate în fibre, murăturile sunt indicate în dietele de slăbit, întrucât pot regla greutatea corporală și preveni obezitatea. Foarte importante pentru sistemul digestiv sunt și condimentele pe care le adăugăm la murături. Usturoiul contribuie la echilibrarea bacteriilor din organism, iar boabele de muștar previn balonarea. Cele mai sănătoase murături sunt cele preparate în casă, fără oțet, cu apă și sare neiodată și păstrate în borcane din sticlă. Murăturile în oțet trebuie consumate cât mai rar, întrucât pot favoriza apariția cancerului gastric. Este important ca legumele puse la murat să fie proaspete, nepătate și neatinse de brumă. Nu uita să adaugi la ele condimente sănătoase și naturale, precum mărar, hrean, frunze de țelină, usturoi sau boabe de muștar.